Când ți-ai dat seama că nu mai e o joacă gimnastica? În adică momentul în care am plecat la lot. Nu mai avea cum să mai fie o joacă. Da, momentul în care am făcut următorul pas și mi-am dat seama că este destul de serios acest pas. Da, nu mai era pas. Joacă. Nu, da. Gata, nu mai era doar groapa cu bureți. Nu. Da. Am privit ca și când am ceva de spus în sport. Și foarte tare asta. Mi-a plăcut să-mi joc șansa. Deci ai crezut în treaba asta am de crezut, la început? Da. Nu mergem păi altfel doar nu eram ca selecționată. Cu siguranță nu eram selecționată pentru lot, dacă nu mă încadram. Cum era pe vremea aia cu cum am ajuns să vorbim ca bătrânii? Da. Dar cum erau multe fete? Da, erau multe fete. Păi mi-aduc aminte la campionatele și municipale, că noi am început campionate cum municipale, se... naționale, internaționale, maestre. Nu aveau loc pe sol la premiere, la festivitatea de premiere. Ne băgau mai multe ture, pentru că nu încăpeam pe sol. Erați pe serica, la da, masă. Da. Da. Și unde-s vremurile astea? Nu-mi spune că mai vin fetele, că vin, știm că vin, dar mai sunt copii. Dar n-a trecut atât de mult, sunt 25 de ani, să zicem, da, de atunci, da? Adică nu era 1920. Știu, ăsta... E greu, da. Ăsta... Da. Și părinții, în primul rând. Părinții, da. Să-și dar părinții copii, tăi, la modul sincer, da, cum au avut deschiderea față de treaba asta? Că totuși fata pleca la... un lot național. Nici ei nu cred că știau. Nu își dădeau. Nu. E clar, când te duci la un lot național, cam dispare joaca. Și nici nu știu dacă pe ei a înștiințat cineva despre programul nostru atât Doamne, de la gros. Lot. Da, la lot. La au voie să mândrie. Ne vadă. Aveau voie să ne vadă. Asta, da. O dată pe lună, dar tot așa, la Onești, la lotul de junioare de la o Onești. O dată pe lună, că poate n-am înțeles. O dată pe lună, da. Aveau voie să vină părinții la noi, dar într-un cadru organizat. În cazul în care, nu știu, o pereche de părinți nu aveau cum să vină la copilul respectiv, sărea tură și veneau peste 2 luni, peste 3 luni, adică atunci când, că și părinții munceau în momentul ăla. Și la Deva a fost un pic mai personalizat, mai un pic în sensul în care le-a oferit libertatea părinților să vină când pot ei, dar să nu fie mai devreme de 3 săptămâni, da, sau o lună, dar să se orienteze în funcție de serviciul lor. Cât de greu ți-a fost? Foarte greu. Foarte greu, dar consider că m-am dezvoltat frumos. Mi-a fost, da. Dar nu vreau să mă victimizez nu, pe treaba asta. Nu, pentru că... Dar ai mai luat de la capăt? Este o întrebare. Știi? Adică, uite, mâine... Da, mâine... Dăm timpul înapoi. Nici nu știu. Așa, ca și plăcere, da, aș mai face lucrul ăsta, dar dacă ar fi să dau timpul înapoi, probabil că aș încerca și altceva. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a oferit. Corect. Și hai, pentru că m-a îndrumat, exact, pentru că m-a îndrumat și mi s-a potrivit ca o mânușă acest sport și am fructificat fiecare moment petrecut în sală și din dorința de a scrie istorie pentru România și pentru a fi cea mai bună din lume, mi-am canalizat toată atenția. Este greu să spui acum dacă aș fi să dau timpul înapoi, să pot să fac același lucru. Aș încerca și altceva, dar nu mă întreba ce, pentru că nu... Dar tot într-o sală de sport? Probabil. Oricum, energia am. Dar cine voiai să fii, Nadia? Sau nu. Exista și altcineva? Eu voiam nu. Să fiu eu. Eu voiam să fiu tare eu, asta. Da. Știi că mulți spun așa, da. Eu, la momentul respectiv, auzisem de Nadia. Nu aveam internet, nu... Părinții ce ne mai puteau spune... Da, a fost o fată, Nadia, înaintea voastră... Nu aveam de unde să știm ceea ce a făcut Nadia. La momentul în care am dat de internet, am căutat-o pe Nadia, da, ne-am dat seama. Doar că gimnastica evoluează și trebuia să fim în timp real. Da. Nu online poți. Respect pentru tot ceea ce a făcut și primul 10 în istoria... Primul 1.00. Da, nici nu aveau. Da. Cum o fi fost atunci. Da, dar am apreciat de-a lungul timpului multe gimnaste, pentru că eu mi-aduc aminte că am văzut prima mea ediție de Jocuri Olimpice, Sydney 2000. Andreea Răducan, Simona Amunar, Maria Olaru și acolo pe mine m-a marcat și mi-am dorit să ajung la o astfel de competiție. Nu știam exact cu ce se mănâncă, clar, că aveam doar 10 ani. Dar încet, încet... Să cânte un imn, să fii pe podium acolo, să te întâlnești momentul, da, în momentul în care ajungi pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, ți-e greu să fii pe locul 2 sau 3, aur sau nimic. Dar voi știți că așa ne-ați obișnuit, acum nu mi-am luat pe mine, știu. Nou, așa le spun tuturor. Da, nu veniți să ne certați pe noi,
că e vina voastră. În momentul în Maria Holbură și cu Larisa cu 7 accidentări, da, știi, venim și întrebăm unde e gimnastica noastră. Păi stați, mă, că atâta se mai poate acum. Păi da, dar cu 20 de ani de ce se putea? E foarte greu, pentru că pui presiune și nu ar fi trebuit să se pună această presiune, pentru că oamenii, probabil, cum am mai și spus, văd doar vârful icebergului. Da. Ei nu văd întregul proces. 4 ani de muncă pentru o ediție de Jocuri Olimpice. Sau, sunt practic de când intri în sală, că 4 ani ești la cel mai înalt nivel, practic șlefuiești. Vezi, pe noi mondialele și europene nici nu ne mai interesează. Da, discutăm numai de atât, domnule, ce-i făcut la Olimpiadă. Da, ceea ce este greșit, pentru că noi muncim zi de zi, zi de zi, din 365 de zile, 360, le petrecem în sală. Păi da, Sandra, iartă-mă, dar ați luat și multe, știi, zic, 7 europene sunt multe. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Știi, nu mai sunt. Da, e Olimpiada cel mai important lucru? Absolut. Adică te simți acolo... Este țelul tuturor sportivilor în momentul în care intră într-o sală de sport și încep sportul de înaltă performanță. Da, dar ăla este obiectivul suprem. Tu ți-ai dat seama de ceea ce ai făcut în momentul ăla? Adică când duci pe treabă, nu realizezi. Nu realizezi. Adică ok, locul 1, cântă imnul, pune medalia. Da. Dar nu-ți dai seama că ești cel mai bun din lume pe o perioadă de încă 4 ani. Nu ai timp. Nu, eu în momentul în care am câștigat prima mea medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008, mi s-a intonat imnul, mi-am dat jos medalia, am dat 2-3 interviuri, am pus medalia în ghiozdan și am considerat Că mai avem treabă. Următorul pas, da, acum următorul pas. Eu nu mi-am dat seama, am atins ceea ce și-ar fi dorit orice sportiv. M-am luptat cu elita. Noi de acasă. Da. Noi gândește că sunt niște oameni care se uită la televizor. N-apuci să savurezi fiecare moment. I-am spus Ana Maria Brânză aici la masă, i-am spus, zic, eram în piață la mine, la veteranilor, la militari, și doi băieți la 15 ani, hai bă acasă, care brânzoai ca meci. Și a început să plângă. Aici de duseră la crime. Când s-a mai auzit vreodată, dacă nu e echipa națională de fotbal, atât. Da. Haiba acasă, care brânzoaica. Da. Și m-am uitat așa la ei, erau la 15 ani. Da. Se uitau la ceas, haide că... Frumos. Adică exact așa era și cu voi. Da. Dar știi că multe s-au apucat și din cauza voastră, nu datorită, știi? Da. Din cauza, cum se zice. Pentru că vă vedeau la televizor și vreau să devină gimnast. Da, pentru că și sportul trebuie să fie promovat. Cei din afară îl privesc ca pe un business. La noi se promovează doar părțile mai puțin bune dintr-un sport. Nu, trebuie să se promoveze și părțile frumoase, pentru că în majoritatea timpului ai și părți frumoase, mai ales atunci când ți se intonează imnul. Într-adevăr, fiecare om are munca lui în spate și așa mai departe, cu greutățile, cu sacrificiile, da? Dar să nu scoatem în evidență părțile mai puțin bune. Tremuri mai mult la imn decât pe bârnă? Sau e la fel? Sau unde tremuri mai mult? Adică când urcă stegulețul ăla așa... La imn, pentru că, din păcate, se intonează cam un minut, iar munca ta este infinit mai mare. Da. Și ți-ar plăcea, am mai spus odată lucrul ăsta, măcar o zi să petreci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Da, la cât muncești, măcar atât. Dar sunt mulțumită, îți dai seama dacă era 5 secunde. Nu, ne uităm la ceas, e și 45, ne mai vedem mâine la 11 fără un sfert. Nu, dar e foarte frumos și avem un imn atât de frumos și impunător de fiecare dată când sună toată sala, nu știu. Și de ce nu ne-l mai cântăm mămica acum? Ne dorim din suflet. Ne dorim, ne dorim, dar trebuie să și facem ceva. Să nu vorbim. Să mergem la vorbă sală lungă și să dăm drumul. Cu sărăcia sportului, cum am mai spus. Adică trebuie să punem mână de la mână și să putem să găsim cele mai bune soluții. Ce bine că te-ai aprins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.